funcționale și a tehnologiilor mai avansate pentru a transforma modul în care orașul funcționează. Da, și aici vorbim, spre exemplu, despre sistemul de iluminat public inteligent. Iar orașul digital se concentrează în principal pe tehnologia digitală și platformele digitale. Dumneavoastră știți deja că după la nivelul municipiului Pașcani există o astfel de platformă inteligentă, o să discutăm și despre ea. V-am promis că o să revin cu niște exemple de tehnologii smart, asta cumva ca să stea și la baza discuțiilor pe care ne dorim să le avem astăzi cu dumneavoastră. Internet of Things, Internetul lucrurilor, cum ne-a spune în română, se referă la rețeaua de dispozitive interconectate care pot colecta și partaja date în timp real. În orașele smart, aceasta se aplică la diverse dispozitive și senzori care colectează date despre trafic, iluminat public, nivel de poluare, consum de energie și altele. Vorbim despre acei senzori prin care se monitorizează și gestionează resursele urbane. Un alt exemplu ar fi sistemele de transport inteligent, tehnologii precum semafoare inteligente, senzori de parcare, aplicații mobile pentru gestionarea traficului, e-guvernare și servicii digitale. În orașele smart, cetățenii pot accesa servicii guvernamentale online prin platforme digitale. Sigur, am observat că la nivelul municipiului există deja o platformă care permite niște funcționalități. Ea poate fi îmbunătățită, spre exemplu, există mecanisme de plată online a taxelor, scoatere de certificate online, astfel încât cetățeanul să nu se mai deplaseze la sediul primăriei, spre exemplu, obținerea de licențe, depunerea de cereri, acces la informații publice. Un alt exemplu ar fi iluminatul public inteligent, care utilizează tehnologii precum senzorii de mișcare, luminile cu LED, gestionarea eficientă a energiei, precum rețelele inteligente de energie electrică, contoarele inteligente, sistemele de irigare inteligentă pentru a gestiona utilizarea apei în terenurile agricole și, inevitabil, vorbim și despre turism inteligent, pentru că avem nevoie de turiști în orașele noastre. Iar tehnologiile smart pot fi utilizate și pentru a îmbunătăți experiența turistică. Există orașe smart care au dezvoltat aplicații mobile pentru ghiduri turistice interactive, muzee, spre exemplu, care au inclus realitatea augmentată în muzeu pentru a atrage mai mulți turiști, până la utilizarea senzorilor și analizei datelor pentru a gestiona fluxurile de turiști. Am dat și câteva exemple de orașe smart din Europa, Barcelona, Amsterdam, Viena. Există și la nivelul țării câteva proiecte pilot care se derulează sau s-au derulat în București, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Iar la momentul de față, în municipiul Iași, se implementează soluții inteligente în domenii precum iluminatul public, monitorizarea traficului și eficiența energetică. Iată că și Pașcani urmează să facă același lucru. Suntem în implementare. De la ce am pornit în, cumva, în structurarea strategiei, bineînțeles, de la analiza situației actuale. Să știm unde suntem acum și unde ne dorim să ajungem, ca perspectivă de dezvoltare. Despre asta o să discut și eu cu dumneavoastră în următoarele momente. Ca metodologie de elaborare, așa cum vă spuneam, am elaborat analiza situației actuale pe care o vom discuta imediat. Avem în lucru strategia Smart City. Pe lângă analiza situației actuale, am început să ne uităm la modele de bună guvernanță din orașe europene. Bineînțeles, nu ne hazardăm. Tot ceea ce preluăm ca și exemplu, îl aplicăm la nivel local în mod responsabil să se plieze pe nevoile și necesitățile care le ies în urma consultărilor. Așadar, elaborarea are loc ca urmare a procesului consultativ asupra strategiei. Proces consultativ care constă în aplicarea de chestionare tuturor cetățenilor de la nivelul municipiului,
prin această întâlnire cu dumneavoastră, acest focus group prin care ne propunem să colectăm cât mai multe idei la nivelul instituțiilor pe care le reprezentați. Dacă nu reușim să strângem astăzi toate ideile, vă stăm în continuare la dispoziție, aveți datele noastre de contact, păstrăm legătura cu dumneavoastră permanent. Și printr-o serie de interviuri pe care am început deja să le derulăm și suntem în prim proces de derulare a interviurilor. După finalizarea acestor etape, urmează definitivarea și aprobarea strategiei. Până atunci, ce vreau să vă mai spun este că am selectat și o serie de actori relevanți de la nivel local și am format grupuri de lucru în 7 domenii cheie: infrastructură și comunicații, energie verde și mediu, siguranță și securitate publică, sănătate, educație și turism, mediu de afaceri și administrație publică. Întâlnirile cu aceste grupuri de lucru încă nu au avut loc, urmează să le organizăm și să strângem și din organizarea acestora idei de dezvoltare, idei de proiecte și, bineînțeles, să vă consultăm cu privire la necesitățile din teritoriu. Actorii cheie selectați pentru orice fel de strategie, nu neapărat pentru o strategie de Smart City, se împart în trei categorii: reprezentanții administrației publice locale, dumneavoastră, reprezentanții sectorului privat, prestatorii de servicii adresate cetățenilor și reprezentanții societății civile, cetățeni, ONG-uri, asociații. Așa cum vă spuneam, pentru consultarea tuturor părților interesate, aplicăm ca instrumente de cercetare, chestionari, interviu, focus group, consultări cu grupul de lucru și suntem permanent la dispoziția tuturor părților interesate. Revenind la analiza situației actuale din perspectiva proiectelor implementate deja la nivelul municipiului, în primul rând, ne-am uitat la perioada anterioară de programare 2014-2020 să vedem ce proiecte au fost implementate care au cumva impact pe zona asta de Smart City. Asta în contextul în care primele proiecte pilot Smart City din România au început să fie implementate în 2016. Am observat astfel că Primăria Municipiului Pașcani a manifestat o preocupare majoră pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor încă din perioada 2014-2020, derulând diferite proiecte. O să vă dau doar câteva exemple. Revitalizarea Municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și infrastructurii publice urbane adiacente, extindere și dotarea ambulatoriului integrat, creșterea eficienței energetice la grădiniță, școală gimnazială, simplificarea procedurilor administrative prin digitalizare, soluții integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative. Vedem că cele mai multe proiecte s-au adresat domeniului educației, energiei verzi și mediului, administrației publice și infrastructurii. Am văzut că există și un proiect în domeniul sanității. 25% se află în implementare, 75% au fost finalizate. Este o statistică bună. La nivelul municipiului Pașcani este urmărit stadiul de derulare al proiectului, ele se întâmplă, se finalizează, implementarea se realizează cu succes, aceasta fiind o premisă, bineînțeles, pozitivă în contextul de tranziție către un oraș inteligent. Ne-am uitat și către proiectele propuse pentru perioada 2021-2027 de la nivelul strategiei de dezvoltare a județului Iași. Vedem că am analizat toate proiectele și le-am împărțit pe domeniile strategice care vizează tranziția către Smart City: infrastructură și comunicații, energie verde și mediu, siguranță și securitate publică, e-sănătate, educație și turism, mediu de afaceri și administrație publică, iar fiecare dintre aceste proiecte își regăsește cumva clasificarea în una dintre categorii. Avem construirea unui parc industrial care merge în zona de infrastructură și comunicații, construire școală gimnazială, modernizare școală gimnazială. Dar nu o să vă citesc toate proiectele pentru că, bineînțeles, integrăm
toate proiectele pe care le vom propune cu SID-ul și cu ceea ce s-a propus la nivelul strategiei județene, dar încercăm să mergem mai mult spre ideea de digitalizare și de proiecte care vor reieși ca urmare a consultărilor cu dumneavoastră. Vis-a-vis de demografie și contextul general al municipiului, deși se remarcă un trend de îmbătrânire, pentru că populația de peste 65 de ani a prezentat o creștere de aproximativ 28% în intervalul 2017-2022, vedem că ponderea majoritară a populației revine grupei de vârstă 20-44 de ani, urmată la mică distanță de grupa 45-64. Îl consider un aspect pozitiv, o premiză bună, pentru că viziunea de dezvoltare Smart City cumva se pliază pe această grupă de vârstă mai familiarizată cu tehnologiile smart. Sigur, nu înseamnă că populația 65 plus nu poate să învețe sau că nu va fi avantajată, pentru că orice sistem care îmbunătățește și simplifică aspectele vieții se adresează tuturor cetățenilor. Dar tranziția inteligentă implică utilizarea tehnologiilor. Spre exemplu, dacă avem, ne gândim la iluminat public, dacă iluminatul public se pliază pe cât de aglomerat este orașul în acel moment sau câți cetățeni trec pe o anumită alee, o să le ajute și pe vârstnici să se orienteze mai bine în spațiu. Vis-a-vis de infrastructură și comunicații, am observat că au fost, în urma analizei, că au fost montate 30 de camere de supraveghere în zona Vale, iar primăria realizează demersuri în vederea creșterii numărului de camere video, prin inițierea unui proiect prin care se dorește montarea încă 200 de camere de supraveghere, atât pe străzile municipiului, cât și în cele 5 suburbii. În aspect pozitiv. La nivelul infrastructurii de comunicații, portalul MyCity, despre care am menționat mai devreme, reprezintă un instrument inteligent prin care cetățenii pot sesiza evenimente de la distanță. Existența câinilor comunitari pe stradă, canalizare fluvială, dezăpezire, iluminat stradalul, lucrări de utilitate în desfășurare, mașini abandonate sau parcate neregulamentar. Portalul permite și atașarea de fotografii. La momentul acesta, sesizările nu pot fi făcute în mod amănunt. În municipiul Pașcani nu există însă, la momentul de față, un sistem de gestionare a locurilor de parcare. Vedem, iată, un element unde poate ne putem gândi la un proiect sau să ne consultăm cu dumneavoastră ce necesitate există pe zona asta. Vis-a-vis de flot, dacă îmi permit puțin, tot prin acest proiect avem un staff manager, un soft, care va asigura și parcările, așa cum am spus. Gestiune. Mulțumesc mult pentru intervenție. Asta avem numai bun bonusul de asta. Vis-a-vis de flota de transport public, la momentul de față este compusă din 5 autobuze cu vechime de 14 ani și un autobuz cu vechime de 17 ani și nu există niciun mijloc de transport în comun electric, dar primăria a inițiat un proiect care prevede achiziția a 6 autobuze nepoluante care să asigure transportul public în municipiul Pașcani și transportul dinspre și către comuna Stolnicești-Prăjescu. Proiectul presupune achiziția și montarea 8 stații de reîncărcare a acestor autobuze, 6 cu încărcare lentă și 2 cu încărcare rapidă. Referitor la stațiile de autobuz, 20 din numărul total de 67, 20 au fost modernizate și 10 au fost dotate cu afișaje electronice. Avem alt proiect în care s-a propus lucrul ăsta. Încă nu e realizat. Ok. Dar s-a aprobat. La momentul de față, călătorii nu pot beneficia de mijloace inteligente de plată a biletelor de autobuz, nu pot fi plătite prin SMS și nici de Wi-Fi gratuit. Completați dacă... Corect. Ok, mulțumesc.
În ceea ce privește reducerea dependenței față de automobil, municipiul Pașcan se regăsește într-un stadiu incipient în asigurarea infrastructurii pentru mijloace de transport. Vorbim aici despre pistele de bicicletă, nu există o rețea unitară la momentul de față și nu există parcări pentru biciclete. În anul 2019, Primăria Municipiului Pașcan a inițiat un alt proiect finanțat prin programul Wi-Fi for European Union, prin care a instalat puncte de acces public și gratuit la internet wireless în 10 zone care dispun de această facilitate. Există? Mai funcționează wireless în oraș? Da. Aseară am venit la 4 metri. Deci aici sunt dificultăți de funcționare. Ok. A fost elaborat și un program de măsurare de eficiență energetice 2016-2020, iar la nivel municipal au fost derulate mai multe proiecte vizând creșterea eficienței energetice. Am observat că și în portofoliul 2021-2027 în continuare se regăsesc astfel de proiecte care vizează creșterea eficienței energetice. La momentul de față nu există stații de monitorizare a aerului, poluarea și calitatea fiind urmărite de către APM Iași și DSP Iași. Infrastructura de vehicule electrice, cum am spus și mai devreme, la momentul de față nu este dezvoltată. Vis-a-vis de rețeaua de iluminat public, au fost realizate acțiuni de înlocuire de pe stâlpii de iluminat public a vechilor lămpi cu vapor de soliu sau de mercur cu lămpi LED. Calitatea apei potabile este monitorizată de agentul economic care se ocupă cu furnizarea. Okay. În 2021, primăria, în parteneriat cu Eco Arena, a înființat un serviciu gratuit de preluare de deșeuri de echipamente electrice și electronice voluminoase și a derulat anual, în perioada 2018-2020, o campanie de informare și conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor. Vis-a-vis de instituțiile care vizează siguranța și securitatea publică, în perioada 2014-2020 au existat 301 accidente rutiere. La momentul de față, niciuna dintre instituțiile cu responsabilități în sfera siguranței și securității publice nu am un site funcțional care să ofere informații cetățenilor. Aici ar fi poliția locală ce trebuie ține un cont pe rețeaua de socializare Facebook, un cont activ. Ar fi de mare ajutor să existe o platformă de interacțiune cu cetățenii și pentru campanii de educație, dar și pentru anumite probleme care pot surveni la nivel local. În ceea ce privește sănătatea, instituțiile publice care au responsabilități sunt Serviciul Comunitar de Asistență Socială și Autoritatea Tutelară Pașcani și Spitalul Municipal Pașcani. Ambulatoriul oferă servicii în mai multe specializări. La nivelul spitalului, conform ultimei liste disponibile pe website-ul spitalului, în 2014 existau 388 de aparate și echipamente. E aparatură care a fost fabricată înainte de anul 2000, deci instituția ar necesita investiții de modernizare. Vis-a-vis de educație și turism, datele reflectă un mediu educațional destul de slab digitalizat. Am văzut ce s-a întâmplat cu pandemia. În ceea ce privește educația, digitalizarea întotdeauna este binevenită. La nivelul municipiului avem 3 școli generale, o școală specială, un colegiu național, un liceu teoretic, un colegiu tehnic și 2 licee tehnologice, grădinițe și creșe și o bibliotecă municipală. Sunt necesare eforturi investiționale semnificative pentru creșterea gradului de digitalizare și tranziția către un sistem educațional inteligent. Ok, vedem că sunt mai multe proiecte care se regăsesc în strategia județeană,
județului Iași care vizează modernizarea la nivelul municipiului Pașcani și în zona de educație. Trebuie de apreciat că există. Da, sunt mai multe proiecte. Vedem implementarea programelor Școală pentru Viitor și Școală Multimedia, Școală Smart la Școala Gimnazială Specială Pașcani, digitalizarea, transformarea digitală a muzeelor sau dezvoltare de noi muzee smart, panouri interactive în fiecare localitate, infoturism. Mai ales că la nivel local remarcăm o slabă dezvoltare a sectorului turistic. Un pic de ajutor pe zona asta ar fi foarte binevenit. Există un număr redus de unități de primire turistică la nivelul municipiului, 4 unități în 2022. Pensiunile sunt principală structură de cazare turistică. Din analiza noastră nu am identificat care avea funcționalități smart, precum tur virtual, aplicații mobile. Se poate bucui un loc, așa cum știm, pe diverse aplicații, dar nu au funcționalități proprii. Okay. Datele indică un nivel redus de dezvoltare a sectorului turistic. Soluții digitale precum mape interactive, aplicații mobile, smart ticketing, tururi ale obiectivelor turistice, la momentul de față nu există. Ca să facem referire și la mediul de afaceri, domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul strategiei regionale de specializare inteligentă Nord-Est sunt domeniul agroalimentar și industria lemnului, energie, mediu, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, sănătate, textile și turism. Cele mai performante domenii în funcție de cifra de afaceri la nivelul municipiului sunt prelucrarea și conservarea cărnii, comerțul cu amănuntul, magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, producția de profile obținute la rece, dar și fabricarea altor produse alimentare neclasificate anterior. Nu au fost identificate la momentul de față, la momentul analizei, entități de cercetare, dezvoltare sau centri de transfer tehnologic la nivelul municipiului, dar corelând domeniile identificate în cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană cu cele din strategia de specializare inteligentă, remarcăm faptul că există potențial de inovare și specializare inteligentă al companiilor locale din domeniul alimentar. La sectorul privat, atât la nivelul municipiului Pașcani, cât și la nivelul țării, constituie un motor important al dezvoltării inteligente. Vedem că la nivelul SIDU, municipiul Pașcani, au fost propuse următoarele proiecte pentru perioada următoare, 2023-2027, implicarea municipalității ca membru și sprijinirea integrării companiilor în structuri colaborative, dezvoltarea unui birou virtual de informare și sprijin specializat privind oportunitățile de finanțare, respectiv metodele de implementare, în ceea ce privește finanțările europene care sprijină sectorul CDI, cercetare, dezvoltare, inovare. Vis-a-vis de administrația publică de la nivelul municipiului, municipiul Pașcani Primăria dispune de o pagină web care a fost construită în conformitate cu prevederile legale privind transparența decizională. Este conectat la platforma e-portal, oferind astfel cetățenilor servicii online, precum programare online la liceu, căutare sau verificare document, astfel încât cetățenii pot verifica stadiul documentelor depuse pe numărul de înregistrare sau codul alocat, bugetare participativă, solicitări online și sesizări online. La nivelul primăriei mai sunt și alte instrumente electronice interne utilizate pentru a facilita fluxul de lucru al funcționarilor publici. Nu o să insist foarte mult asupra acestui element. Am ajuns în punctul în care ne dorim să vă implicăm pe dumneavoastră și în baza informațiilor
asumare pe care vi-am prezentat și ne ajutați cu viziunea dumneavoastră de dezvoltare. Sunteți cetățeni locuiți aici, munciți aici, lucrați aici. Care e viziunea dumneavoastră de dezvoltare? Ce înseamnă Pașcani pentru dumneavoastră? Cum vă doriți să devină din perspectiva Smart City? Discutăm aici practic de orice domeniu, de la faptul că poate ați dori să aveți acces electronic la dosarul medical, serios, sau să faceți o programare la medic, până la faptul că poate vreți să rezervați o anumită carte la bibliotecă sau doriți să știți că atunci când veniți la primărie pentru a beneficia de un anumit serviciu de există un calendar al programărilor care se respectă sau ca anumite documente le puteți obține direct online, certificate fiscale, adeverințe de venit sau, în fine, documente care sunt emise de administrația publică. Deci, în momentul în care discutăm despre ideea de Smart City, discutăm, în primul rând, despre nevoile cetățenilor și, în subsidiar, despre practic aceste nevoi vor merge către autoritățile care sunt în măsură să implementeze. Da, dacă tot ați vorbit de dosarul medical electronic, mama mea este persoană cu handicap și vreau să vă spun că pentru noi este o corvoadă imensă de a lua aceleași acte de la capă, de la capă, de la capă, de a trimite către instituții specializate. Trebuie în măsura în care sunt persoane cu handicap care nu își pot permite să umble după aceste acte. Adică cine ne ajută pe aceste persoane? Că digitalizarea, să fim serios, sunt persoane de cele mai multe ori cu handicap care sunt în vârstă. Totuși ar trebui să ne puțin și pe nevoile lor. Adică eu personal am făcut asta în locul mamei de-a lungul timpului de m-am săturat. Du-te la primărie, fă anchetă socială, ia ancheta, du-te la medicul familie, du-te la medicul familie, la medicul specialist, după aceea du-te la Iași, vede până dosarul, vine cu dosarul, fine. Toate chestiile astea cred că trebuie puțin regândite pe mai și mai ales pentru persoanele care nu beneficiază de niciun fel de sprijin din partea familiei în sensul de a-și face dosarul de handicap. Credeți-mă că sunt persoane care au și gradul 3 de handicap, adică un grad foarte mic, iau 60 de lei de la DGSPC sau 80, mă rog, cât o fi acum, dar nu fac acei 80 de lei pe lună cât face timpul pe care trebuie să-l aloci și pur și simplu neputința omului. Cum faci? Sau drumul până la Iași, cum a zis, că dacă te duci și... Și pentru persoană cu handicap grav, de cele mai multe ori trebuie transportată. De exemplu, sunt oameni paralizați, oameni care nu o se poate plasa chiar de ușor până la Iași, că comisia are când se vadă la față, dați pe an, ca să certifice că da, ești invalid și anul ăsta. Dacă îmi permiteți aici... Noi, ca primărie, pe partea asta de, să zicem, drepturi sociale pentru persoanele cu handicap, intervenim din ceea ce știu eu până acum, dar repet, am 2 ani jumate de mandat, poate nu cunosc toate aspectele din toate domeniile, intervenim cu anchetele sociale. În rest, toate documentele trebuie adunate, inclusiv ancheta socială de la primărie și mers la Iași. Sunt alte instituții ale statului român care dau certificări sau recertificări sau aprobări sau ce mai trebuie acolo. Ideea este că am văzut un proiect, totuși, la care noi am semnat că fim parte, am avut o hotărâre din Consiliul Local, prin care doresc cei de la, să zicem, Ministerul Asistenței Sociale, cumva să facă o platformă integrată a lor, nouă să ne trimită o tabletă, două, trei, pe care să o folosească asistenții sociale din noi, în momentul în care completează ancheta socială, să o completeze deja într-o platformă a lor. Și în felul ăsta, să zicem, nu mai stăm să facem anchete sociale pe format de hârtie. Viteza cu care se transmit datele în momentul în care s-a încheiat aplicația, ancheta pe telefon sau pe tabletă, dai enter, validare, semnături electronică, ea pleacă direct Iași, București, unde trebuie să ajungă, nu contează. Și din punctul ăsta de vedere suntem cumva, am zis să încercăm să facem acest proiect, numai că ar mai fi o chestiune de făcut, apropo de trasabilitatea la toate aceste documente, dacă am primit, de exemplu, tot pe aceste tablete, pe platforma lor,
o notificare cu cererea de anchetă și un termen în care trebuie să îndeplinim realizarea anchetei, cumva, știți cum, când intri într-un sistem acolo, îți pune limitele, ai rămas în urmă, îți aprinde becul roșu, trebuie să te duci să faci ancheta mai repede. Din păcate, foarte multe probleme sunt de comunicare. Avem situații în care vine astăzi la mapă o cerere, și până mâine este o hotărâre din instanță, trebuie să faci o anchetă instant, cumva. Și dacă știam cu 3-4 zile mai devreme sau cineva trimitea documentele mai devreme, aveam și noi chem să facem anchetele pe teren. Din păcate, asta este situația. Primăria Municipiului Pașcani nu face decât partea de anchetă socială, de vizită acasă, de analiză, dacă cazul este așa cum s-a prezentat în fața instituțiilor de la Iași sau de la București. Înființarea unui... N-ați putea propune mai departe înființarea în teritoriu aici, pe plan local, a unui... Dacă vreți să fost până în care vine comisia să vină aici, aici la Pașcani, mi se pare de bun simț. Pentru zona aici, că... se făceau dosarele aici. Ca da, noi ne luptăm cu chestiunea asta, pentru că mie nu-mi convine ca primar orașul pierde din importanță. Suntem în continuare municipiu, dar toate instituțiile statului nu fac decât să închidă puncte de lucru ale instituțiilor statului de la Pașcani. Probabil din dorința de a, nu știu, face economie sau face eficientizare. Și vorbim aici cât ne-a luptat pentru permise auto și în sfârșit avem permise auto la pașapoarte încă n-am reușit să avem. Dacă mai ITM-urile cam sunt la Iași, DSP-urile cam, mai avem și ceva la Pașcani, dar toată lumea vrea cumva să mute către Iași. Iar noi am spus, venind în completarea noastră acum, că e ciudat Iașul și mii de oameni din zona Pașcanului, plus comunele din zona Pașcanului, fac trafic la Iași, fac aglomerații la Iași, ca după aia să ne întoarcem înapoi cu rezultatul. Pe când, dacă ar veni ei, măcar o dată pe săptămână, sau de două ori pe săptămână, funcționarii din la instituțiile astea la Pașcani, atunci, părerea mea că s-ar face o economie și de timp și de bani. Ați văzut și dumneavoastră ce se întâmplă la podul Iloaie și la intrare în Iași în momentele de trafic. Să știți că noi am discutat și ce am primit până acum solicitări de la oricine, să mai dăm un spațiu la primăria veche, pe undeva, să le dăm... Am încercat să ajutăm pe toată lumea, n-a refuzat pe nimeni, numai să facă puncte de lucru la Pașcani. O să avem în vedere continuare propunerea dumneavoastră. Principiul una dintre completarea celor spuse de domnul primar, una dintre, pentru că și digitalizarea asta despre care tot discutăm acum, să nu ne imaginăm că are doar avantaje. Unul dintre principalele dezavantaje ale digitalizării este că ea nu se poate face izolat sau, altfel spus, utilitatea ei făcută izolat nu este chiar atât de mare. Ok, Pașcani poate să își facă sistem de parcare, poate să emită un certificat la atestare fiscală de la primărie online, dar ce înseamnă beneficiu major pentru populație, zona medicală, zona de evidență a populației, zona de, inclusiv partea de structuri de siguranță și așa mai departe, ele trebuie să meargă cumva organizate. Degeaba am eu Pașcani super digitalizat, cu infrastructură, cu tot ce trebuie, dacă bazele de date care sunt aici nu se integrează cu cele care sunt la Iași sau la București. Ăsta este, din păcate, unul dintre principalele dezavantaje ale digitalizării, în sensul că nu merge făcută digitalizare insularizată. Adică, ok, luăm Pașcaniul, facem ora Smart City și restul cu care ar trebui să interacționeze, nu sunt cel puțin la același nivel. Să vină și toată lumea, la un moment dat o să fim interconectați, asta este. Inevitabil, la un moment dat o să fim interconectați, chiar dacă, din punctul meu de vedere, prea mult încercăm să personalizăm digitalizarea pentru fiecare UAT în parte. Că deja, eu vă spun sincer, dacă aș fi fost, aș merge cu un șablon aproximativ unic, l-aș implementa în toată țara, l-aș da ca model. Ia de aici, de la guvern, ăsta e șablonul de digitalizare pentru UAT. Așa ar trebui, da. Se face 70-80% din el, după care vii și completez particularitățile. Așa, trebuie să stăm, să facem, începem, știți cum,
Da, și e o soluție ideală pentru că în felul ăsta ar exista și siguranța că acele soluții informatice sunt integrate între ele. Înțeles, corect. Bă. De asta spune și eu. Aș face, dacă ar fi după mine, că știți cum e prea... Dom'le, hai să vedem cum facem la fiecare oate în parte. E complicat. Hai că la municipiu, la oraș, mai faci. Te mai duci pe la comune și mai complicat acolo. Iar de foarte multe ori, credeți-mă, lumea nici nu știe la ce se referă digitalizarea. Deci, la ce te referi cu digitalizarea? Ce vrei tu până la urmă, ori, de, na. Deci, foarte complicat. Dacă ar veni cineva, vă să vă spun, pe gât se bage. Ia de aici, ăsta e modelul standard de digitalizare. Ai 2 ani de zile să-l implementezi, după care poți să-l particularizezi. Pentru că IT-știi știu să facă după aia extensii pe fiecare specifică în parte. Dar aș băga pe gât 80% integrat, deja încep să se completeze câmpurile, deja încep să se unească bazele de date și totul să fie integrat la nivelul țării. Dar asta e politică națională, nu ține de primărie, așa că noi încercăm să facem treaba aici. Invitați-i noștri dacă au de adus completări sau unele întrebări, că așa este politicos. Vă rog. Noi după aia de aici din primărie... Și dacă doriți, vă rog, îți luați și cafea în timp... Cafea, apă, dacă dorește cineva, sunteți invitați. Înseamnă lui, vă refer la oraș și localități. Municipiul înseamnă tot. 5 localități, 6 localități componente. Ca un calitate să fie un oraș. Rețeaua, mă refer, ceea digital îmi face față la sistemul finanță, mă refer cu suburbii, ca să duce în spațiu acele stații, în autobuz, ca să vadă omul când ajunge transportul jumătate de ori. Deci, nu te putea să făcut o... Ca și infrastructură, mă refer, dacă există infrastructura. La momentul de față, din câte am văzut sau din câte am analizat, niciuna dintre localitățile aparținătoare și, în general, în regiune, nu este încadrată ca zona albă. Teoretic, tot ce nu este zona albă, există posibilitate de conexiune proprie. Deci, teoretic, infrastructura ar face față. Să o facem cu pandemie. Mă duc și cumpăr tabletul la regiune și la copii și nu am internet. Noi facem strategia. Da, trebuie să plec la ce? Adică, să spun, am infrastructura proastă, trebuie să am investiția și pe infrastructură. Ok. Ok. Ideea este în felul următor, că astăzi facem o analiză la ceea ce este, vrem facem după aia o... ne cuantificăm finalul, unde vrem să ajungem, după aia facem o foaie de parcurs. Dar ca să vedem unde vrem să ajungem, să facem o consultare cu toată lumea. Deci noi trebuie să facem cum suntem pe parte de, eu știu, strategie de dezvoltare cu sume de proiecte, da? Așa, pe politici publice, iară, sume de proiecte, așa, pe partea de digitalizare, trebuie să ne facem o viziune pe 10 ani de zile, dacă am înțeles bine, da? O viziune în care să știm unde suntem și unde vrem să ajungem, iar de acolo să extragem proiecte și să găsim finanțări. Pentru că mai devreme sau mai târziu o să fie bani pentru digitalizare. Cred că sunt și acum, și pe PNRR-ul și o să fie și pe fonduri europene, o să fie proiecte. Iar noi, dacă nu avem strategia asta de pe digitalizare pusă la punct, aprobată în Consiliul Local, finanțatorul o să spună, ok, dar tu ai o viziune pe termen lung ca să văd că ai făcut o analiză temeinică și într-adevăr proiectul ăla îți trebuie ție la Pașcani? Noi acum trebuie să facem această strategie. Bineînțeles că problema rămâne și trebuie spus, domnule, avem nevoie de infrastructură până la capătul OAT-ul. Asta va fi identificată în notar. Ce fel de infrastructură? Se pune întrebarea după aia. Cât de mare trebuie să fie infrastructura? Ce trebuie să conțină? Pentru că vom avea nevoie de date de la camerele video, vom avea nevoie de date de la sistemul de transport, vom avea nevoie de date de la traștiul, de la tot ce sunt, poate facem, nu știu, școlile din suburbii, le legăm pe aceeași rețea proprie sau mergem pe o rețea a unui furnizor, pe internet. Avem nevoie de parte de securitate la transfer de date sau putem merge cu școlile prin internet, pentru că nu reprezintă chestiuni sensibile. În schimb, la camere video și partea de siguranță publică, cu siguranță toată lumea o să spună sistem propriu de transfer de date, în așa fel încât nu poate intra cineva să vadă
eu știu informațiile care țin de securitate locală, de siguranță locală. Și dacă îmi permiteți o completare, în principiu tot ceea ce înseamnă investiție în digitalizare, de regulă este o investiție costisitoare, bugetele locale nu au resursele pentru a susține investiții masive în direcția aceasta de digitalizare, motiv pentru care orice oportunitate de finanțare atrasă din fonduri nerambursabile, că se numesc ele PNRR, că se numesc POR, că se numesc, indiferent cum se numesc, este binevenită. Tocmai de aceea, de multe ori, se mai discută în zona asta de planificare strategică despre mecanism de prioritizare, adică care sunt prioritățile și cum îmi... Exact ca la strategia de dezvoltare. Exact. Cum organizez gândirea. Acum, sigur că acest mecanism de prioritizare este un mecanism relativ, pentru că dacă mâine ministerul nu știu care anunță că se dau bani pentru, știu eu, biblioteci, iar eu am în strategie să fac chestiunea asta. Da? Chiar dacă este spre finalul listei de priorități, mâine s-a deschis oportunitatea asta. Acum nu putem să rămânem antrenați în faptul că nu e prima pe listă. Dar nu cere nimeni locul întâi. Important este să-l ai pe listă. Să fie prins pe listă, sigur. Să fie în listă și să fie proiectul documentat, să zicem. Adică aproape, nu, prins pe listă și după aia te apuci de listă. Dacă îmi permiteți, ca să spart un pic gheața. Deci, cu partea de siguranță publică, am făcut o evaluare la risc pentru tot municipiul. Ea a fost încheiată. E prima etapă, sau etapa zero, ca să zicem așa, pe domeniul ăsta. Iar acum am făcut achiziția pentru elaborare DALI, de fapt. SF, DALI. Studiul de fezabilitate. De fezabilitate pentru extinderea și proiectarea recursă, pentru extinderea acestui sistem de supraveghere video din municipiul nostru, care se conține elemente și pentru trafic, da? Pentru că avem problema asta la Pașcani, și pentru respectarea regulilor de circulație, pentru că în continuare mai sunt sensuri unice care lumea nu le mai ține cont de ele, merge pe altă parte, la în alta, și pe parte de, să zicem, supraveghere zone sensibile unde se aruncă deșeuri, în special deșeuri din construcții și zone periferice ale municipiului nostru. Zonele din proximitatea aglomerărilor urbane, în sensul cu piață, centrul orașului, școli, acolo sunt puse. Deocamdată am pus 200 de camere. Rămâne să terminăm și noi partea de documentație, când avem cărți funciare peste de tot domeniul public, terminăm cu cărțile funciare, transmitem la proiectant. Și vom avea după aia, să zicem, un proiect gata de mers undeva cu, să găsim bani, să facem finanțare pentru execuție. Iar în cazul acelui, în cazul proiectului respectiv, am luat hotărârea că altă variantă nu este să extindem infrastructura existentă. Că avem doar un cioc pe zona vale și să mergem pe celelalte zone din oraș, făcând arterele principale, comunicarea către suburbii, iar de acolo, în etapă următoare, să ne extindem, să zicem așa, pe modelul unui arbore, adică cu ramuri principale, după care cu ramuri secundare, ca să acoperim tot municipiul nostru. Ca și elemente noutate pentru ce înseamnă noua perioadă de programare a fondurilor europene, a apărut acest concept de zonă urbană funcțională, care odată deschide posibilitatea realizării de investiții și către localitățile limitrofe și la fel în premieră se acceptă pentru prima dată și finanțarea investițiilor în localitățile aparținătoare, exact ceea ce spuneați, pentru că până acum era o zonă de care se permitea, să zicem, finanțarea investițiilor doar pe zona de oraș sau municipiu, cum e cazul de față, fără investiții semnificative pe zonele, pe satele aparținătoare. Și vă spun sincer, chestiunea cu sate aparținătoare la Pașcani, nu înțeleg, pentru mine sunt cartiere ale orașului, vă spun. Dar nu sunt sate, după regia administrativă, nu este în țipul Pașcani, format din 6 localități. Deci da. Oraș Pașcani, plus sunt cu 5 suburbii. Dar sunt localități și orașul, e cotat ca o localitate. Este legea 102.68 cu părțirea administrativă, acolo îți spune municipiul Pașcani care e format. Pașcani, Moșteni, Sodomir. Dar ele pot fi în egală măsură. Deci ele sunt localități, nu că e Pașcaniu cu 5 suburbii.
Deci, șase localități, dacă nu-i cam necipri ca șcate. Pentru mine e scadere din oraș, și dacă scrie în băieți, scrie în cartierul cu care stau la casă. Sunt respingere. Împărțirea administrativă e toată la unul. Întrebarea mea este pe partea de siguranță publică. Da. În afară de chestiunea asta cu monitorizarea video, da? Și ce am discutat noi partea cu camera. Ați mai văzut ceva în altă parte care puteți să ne propuneți o chestie inovatoare undeva, poate ați mai implementat, sau poate au ea la Barcelona, undeva, altceva care să completeze sistemul ăsta de, să zicem, de siguranță publică, că avem pe reprezentanțe de la Poliția Națională. Mai sunt, da, asta aveți și dumneavoastră în principiu prin platformă, mai sunt tot felul de sisteme de semnalizare în timp real a actelor de vandalism, a actelor de infracționalitate și așa mai departe. Adică în momentul în care ai văzut ceva de genul, ai făcut o poză, ai trimis-o într-o aplicație care este a poliției sau a structurii de securitate, se vede, se intervine ca o alternativă la partea telefonică, dar nu, în general se merge pe zona de supraveghere. Sigur că pe lângă camere mai există în marile aglomerări urbane, se mai folosesc dronele pentru ce înseamnă vedere de sus și am înțeles că au fost și la noi câteva tentative, dar deocamdată nu s-a implementat chestiunea asta. Asta am văzut și eu în străinătate, poliție locală, cumpăra drone. Și când aveau de făcut o chestiune, o intervenție, nu vezi după gard, că are proprietatea mare, are copaci, ce se face acolo. A construit, m-a construit, a făcut. Am avut o reclamație, de exemplu, acum undeva pe zona la Găștești, că face dezmembrări auto ilegal. Cum ajungi să vezi tu dezmembrările din curtea omului de acolo? Atunci erau dotați la poliția locală, în Italia, a fost undeva, cu drone. Da. Am înțeles. Există și un sistem de recunoaștere facială pentru a infractorilor sau... Pe proiectul nostru nu i-a fost... Camerele vor avea posibilitatea să aibă recunoaștere facială, dar nu sunt interconectate sub linie la bazele de date de a accesa, ca un exemplu, fața dumneavoastră. În schimb, de ce am cerut această facilitate? În situația în care, în zona unei camere, se întâmplă ceva, avem posibilitatea de a salva acea față, care e anonim pentru noi, el a plecat, a dispărut în mulțime, și a putea seta camerele ca în momentul în care el va intra din nou în raza de acțiune a unei camere, să ne semnaleze că a apărut acolo. Și atunci echipajul cel mai apropiat va trece la identificare și se va prezenta de ce a fost oprit, ce a făcut anterior și vor putea să luăm măsuri ilegale. Dar subliniez, nu vor fi interconectate la bazele de date, dau un exemplu la evidența populației. În studiul de fezabilitate, camerele cele... Ele sunt capabile, camerele. Au această facilitate, iar dacă cumva Poliția Națională zice, domnule, vrem acces, atunci accesul intră și camera știe ce să facă, softul știe ce să facă, dar nu prelucrăm noi datele alea. Am înțeles. Deci sunt prelucrate... De către cei care sunt autorizați. Okay. Autorizați. Nu mai da? Autorizați. Adică și competențele poliției locale sunt până la un mic nivel. Și de obicei nu prea se suprapun. Poliția Națională are mult mai multe competențe decât ceea ce poate să facă poliția locală. Dar dacă tot am făcut un sistem, să-l facem să fie capabil. Deci, de exemplu, cetățean a distrus un coș de gunoi. N-am putut să identificăm, dar camera l-a văzut, îi recunoaște facial, salvăm acea față și în momentul în care va intra în zona camerelor, va semnaliza ca să putem să identificăm scopul și să-i cere să plătească coșul de gunoi. În schimb, la mașinile, la autovehicule, tot așa, camerele sunt cu softul potrivit să citească numele de matriculare. Și să, tot așa, îți dă semnale, dacă am avut cazuri cu coți, nu? Că ai furat de undeva și noi am văzut sistemul ăsta la Suceava, că înainte să facem caietul de Isace, am mers la Suceava, ne-am mutat și noi acolo la un municipiu care deja este destul de în față pe domeniul ăsta și spunea, da, domnule, uite, noi am avut o mașină acolo, păi ăsta cât a traversat municipiul Suceava,
l-am prins în 10 camere, la intersecția aia, și am văzut că a plecat spre localitatea aia altă. Deja este o informație prețioasă pentru cei care fac anchete, să știe unde s-a dus, ca să nu-l caute toată zona. Deci, să zicem că am trecut în chestiunea asta, în caietul de sarcini, și sperăm să ajungem să și implementăm acest proiect, pentru că, vă spun sincer, și acum am primit pe WhatsApp, nu știu pe unde, cred că se văd pe unde, iar s-a dus unul, mai răspunea 4 căruțe de molus, du-te cu salariați de la primărie, timp și bani ca să curzi după el. Nu e corect. Și la fel, camerele au posibilitatea, în funcție de softul care îl faci, de exemplu, dacă pe o stradă ai o limitare de 3 tone jumate și tu configurezi o alarmă acolo că dacă o mașină are un volum mare, tip camion, și prinde camera softul pe strada aia, poți să-ți dea o alarmă undeva că a trecut un camion, dar constatarea se face în continuare de către agenția, de adică nu ies, să zicem, amenda automată. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Dacă reprezentanții de la poliție mai sunt alte lucruri care vreți da. Să... Mulțumesc! Vreau să fac o rectificare a materialului prezentat. Am spus că nu este platformă de internaționale. Dar există în 2014. Dar Iași Poliția Română Control, fiecare inspectoratare, în care sunt prezentate efectiv toate structurile, cine conduce, buletin de prese, campanii de prevenire și este și un buton de contact și pentru mine de detecție online. Deci mai să primesc zile. De asta ziceam că deci este, din punct de vedere digitalizare, să zicem, e la maxim cât se poate în structura noastră. În schimb, cu cel puțin de securitate rutieră, domnul primar chiar ne-am sfătuit să spunem atunci când am solicitat cu camerele, pentru că și noi, chiar la Suceava, am avut o speță și am văzut câte sunt de performante, LBR-ul se numesc camerele astea. Și le-am poziționat, noi zicem, primul fază, după aia o să vedem, să le avem multe pe acestea. Ne-a ajutat foarte mult. La noi cu digitalizare este puțin mai complicată și oricum tot ce se face, noi ca nivel local, doar propune. Deci se iau, știți foarte bine, de la București. Urmează și la noi acum, chiar este proiect cu unite tablete care se vor împărți la agenții rutieri pentru implementarea în timp real a sancțiunilor cu trenii rutieri, a punctelor penalizare, pentru că este un decalaj de comunicare și cetățeanul care are permis pe conduce mai conduce o anumită perioadă până să ajungă să se implementeze și asta e tot la procesul de digitalizare și nu a venit anul acesta, deci nu știu dacă a fi bine sau nu fi rău pentru noi. La fel, tot la digitalizare putem să le dăm și cu pistoalele Turcam 2, care vă spun că va ajunge și anul ăsta la noi, pentru că BMW-ul are Turcam asociat. Adică și este Turcam 2, este un Turcam foarte performant, de la fiecare mașină individual, vede și noapte, și pe ploaie, și pe tot ce vreți. Adică s-a dus mitul, e noapte, nu mai era. Nu va mai fi așa. Și tot la capitolul digitalizare, pentru că este foarte operativ și nu va mai fi ținut de mașină. Chiar dacă unul să spun că stăm prin copaci, o să stăm prin copaci. Scopul nostru este prevenire. Până o să realizeze autostrada A7, care și acolo va veni cu modificări. Vom înființa și un birou de poliție autostrăzi, vom fi nevoiți, vom avea distanță, câțiva kilometri de autostradă, dacă stăm să ne gândim. După aia, poate și la 8, în storifezare date spre Iași, care iarăși. Va avea intersecție aici, e normal să fie un fel. Inginer, aici, da, da, da. Da. Să fie Chișinău, Iași, Mureș, 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 autostradă și poate asta în București, Suceava. Sunt cam importante. Da, poate nu duce, să zicem, punctul ăsta de lucru sau oamenii ăștia să-i mute prin altă parte. Să logic, nou, la noi, fie aici, va fi la noi, pentru că este și normal, am preluat și partea de europeană, dacă țineți minte, cu 6 ani era ținut tot de BDN, dar l-am preluat noi și tot ne facem. La digitalizare ați văzut că se obține și cazierul judiciar de ceva timp online, deocamdată la cei care nu au mențiune operative, urmează a se face conexiunea și cu cei cu mențiune operative. Am testat și eu, este destul de sofisticat.
Ok, repede, s-a diminuat și la noi, într-adevăr, traficul de persoane, să zicem așa, care solicită cazier, cei tineri cel puțin nu prea, pentru că sunt obișnuiți cu tehnologia, sistemul. În rest, celelalte cunoaște de permise, de pașapoarte, nu țin, chiar dacă funcționează la noi toată lumea întreabă, nu sunt în subordinea noastră, instituția prefectului. Multă lume vin la noi, degeaba vin la noi, doar îi găzduim, urmează să îi găzduim și într-un spațiu mai adecvat, după. De asta zic că, și rest, ce ține Poliția Națională, trebuie să puțin mai, na, mai clasificate, mai nu sunt chiar destinate. De structură clasificată, de structură exact. Securitate, în cenicea zona de digitalizare, s-au făcut progrese și clar lucrurile se vor accelera mult, vorbind de acele cărți de identitate, care până la finalul anului vor fi implementate, cele electronice, pașapoartele, deja există cele biometrice, adică digitalizare, nu înseamnă neapărat mai să nu vină omul la să facă poză, înseamnă și partea aceasta, cel puțin în pașapoartele biometrice, este un conținut înalt de tehnologie ce e acolo, ca și... Da, să știți că la noi, ca și parte digitalizarea, noi este foarte, o să ajung într-un nivel foarte sus, pentru că noi avem baze date de comunitate, adică să nu credeți, cum toate instituțiile de astea, nu este un mare acces, dar s-a ajuns față de acum 10 ani. În condițiile în care discutăm despre ce gen că a fost, că n-a fost să fie, dar dacă ar fi fost acceptat, e clar că nu putem să ne ducem în Schengen cu nivelul de acum 10 ani, adică mie e clar că progresele care s-au făcut în zona asta, chiar dacă multe dintre ele poate nu sunt vizibile sau nu sunt publice, pentru că așa este, ele există. Da. Aș adăuga că trebuie văzut pe strategia noastră ce anume putem să interconectăm noi cu, să zicem, Poliția Națională. Să vedem și sistemul de camere. Ce putem lua noi de la Poliția Națională și, bineînțeles, ce trebuie să punem la dispoziție noi Poliției Naționale. Adică asta e, până la urmă, ținta noastră, să avem, să știm cam ce putem să obținem de acolo. Dacă este legea care spune că primăria, ca instituție publică, este obligată să obțină, de exemplu, cazierul, da? Dacă avem nevoie de un cazier, să zicem, de la poliție și nu trebuie să mai vină cetățeanul cu el, atunci trebuie să avem acces în baza de date cu drepturi de a cere acel cazier sau de a cere informații despre, bine, permise și pașapoarte, nu e din Poliția Națională, e din instituția prefectului, dar, nu știu, orice fel de... Deci trebuie văzut cât putem să ne mufăm noi la informațiile Poliției Naționale și cât trebuie să le punem la dispoziție noi. Că probabil dacă trebuie să le punem la dispoziție, nici nu trebuie să știm noi când intră Poliția Națională pe sistemul nostru digital de camere, să tragă informații de acolo, că nu e treaba noastră să știm. Ei doar intră și își fac treaba. Asta trebuie să zicem, să ne notăm. Am uitat că ideea de... Oricum, pentru ce înseamnă PNR la momentul de față și țintele și reformele asumate la nivel de autorități publice centrale, mă refer la ministerie, e clar că există niște obligații clare cu privire la digitalizare pe zona de cadastrare, pe zona de evidența persoanelor, pe zona de securitate, inclusiv securitate cibernetică și așa mai departe. Ele vor fi implementate la nivel de minister, după care acolo unde vorbim de structuri de concentrate, vor trebui să coboare în jos până la nivel de localitate și da. Lucrurile vor evolua în direcția asta. Ok. Mai este ceva cu... Da. Eu vă rog să rămâneți în continuare la dezbatere, dar nu rămâneți cât doriți dumneavoastră, mai schimbăm idei. Domnul director? Această problemă este și în sănătate. Dacă nu există o strategie națională de implementare a digitalizării, astfel încât să fie implementat dosarul electronic al pacientului, iar digitalizarea să includă nu numai sistemul de stat, ci și cel privat și medicii de familie, atunci nu știu cât de mare va fi eficiența sistemului. Pentru că dacă el ar fi foarte eficient, dacă, de exemplu, un cetățean de-a nostru, să zic, ajunge ca turist într-un alt oraș, nu? Sau, doamne ferește, și este victima unui accident rutier, unei agresiuni, sau se simte într-o urgență medicală chirurgicală, atunci ar fi acces mult mai facil la datele pacientului, în această digitalizare, la dosarul lui electronic, să afle ce patologie are,
ce medicații are la domiciliu și să poți obține mai multe informații într-un timp foarte scurt, care sunt foarte utile în momentul prezentării în sistemul de urgență. Da. Dar asta este o strategie națională care se include tot sistemul medical. Degeaba sunt câteva spitale care reușesc să implementeze acest sistem prin accesarea fondurilor europene, dar acum la nivel național. Să există o comunicare. Da, asta poate fi prin casa de sănătate, nu că e acela. Așa cum este acel SIUI, da? Acel program național SIUI, sunt decontate servicii medicale și ar trebui și cu această digitalizare. Dar care să fie interconectate cu primăria? Sau dumneavoastră ați auzit undeva un municipiu cu, în subordine cu un spital municipal și cumva baze de date între primărie și spital să fie interconectate? Nu, la nivel local, pe zona de sănătate, pentru că sănătatea în principiu e o chestiune care ține de Ministerul Sănătății, la nivel local, singurele chestiuni în care am văzut că încep să se implementeze sunt partea aceasta de programare online pentru ce înseamnă ambulatorii și așa mai departe, încă mai bine și la deci, să înțeleg că partea de digitalizare rămâne cumva la ei. Casa de Sănătate, da? Și Ministerul Sănătății, pentru că și dosarul acesta, vă dați seama că nu ajută pe nimeni faptul că există un dosar electronic al unui pacient în Pașcan, care e valabil doar în Pașcan. Utilitatea demersului este ca în momentul în care respectiv are, Doamne ferește, un accident în București, cel de la București să poată să vadă dosarul și nu numai din Pașcan, de peste tot, după unde a fost, ca idee. Și e o treabă care ajută foarte mult și poliția, am zis că în Spania au început să facă chestiunea asta pentru că sunt inclusiv persoane cu afecțiuni psihice care poliția să poată verifica în momentul în care oprești șoferii, să poată verifica istoricul de consum de droguri, de tulburări psihice, de internări, adică... Dar la noi nu, de câte știm, nu și oricum și în afară sunt... Nu sunt stadii foarte avansate și oricum în țări cu istoric bun pe zona de digitalizare ca idee. Deci urmează ca dumneavoastră independent, să zicem, de proiectul nostru cu primăria, cu digitalizarea OAT-ului, să puteți să faceți ceva, să scriți un fel proiectului. Să știți că eu m-am trimis la spital niște domni care au venit în vizită la noi aici, s-a făcut un pic de evaluare acolo, și pe parte de hardware și pe software este nevoie de investiții și de noutăți. În sensul că au și zis, doamne, chiar dacă de mâine vin cu softul, nu este calculatorul care să-l prelucreze, că sunt vechi. Cumva, dacă trebuie să facem cererea de finanțare prin primărie, da, noi suntem de acord să o preluăm. Nu avem oameni suficienți nici la achiziții, nici la investiții, dar dacă cumva reușiți cu personalul dumneavoastră să scrieți proiectul și noi după aia să-l preluăm ca numele UAT-ului sau facem un parteneriat cumva, vă stau la dispoziție, vă stăm la dispoziție toată echipa de la primărie ca să scriem proiecte, dacă sunt finanțări pe digitalizare, că cred că vă trebuie. Dumneavoastră puteți să vă uitați numai pe zona de telemedicină, pentru că e o zonă în care se vor băga bani ca și de zona de, pe zona de sănătate. Sunt în program operațional sănătate, chiar sunt incluse apeluri dedicate telemedicinei și acolo sigur că se pot achiziționa dispozitive, vorbim de ce înseamnă monitorizare cardiacă la domiciliu, vorbim de ce înseamnă partea asta de diabet, nu sunt chiar de specialitate pe zona medicală, dar discuțiile la care am mai participat, Uniunea Europeană în principiu are niște piloni principali, odată zona cu digitalizare, odată zona cu sănătatea, odată zona cu verdele și cu ce înseamnă mediu. Toate acestea și al patrulea pilon e cercetarea. Toate acestea, adică tot ce înseamnă bani din fonduri europene și în special din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, vor merge în zona aceasta. Da. Mai este ceva de domnul Domenico? Domnul Domenico. Un domeniu, chiar am vrut să-i mulțumesc cuvântul, un domeniu despre care nu s-a vorbit, este domeniul sportului. Ceea ce într-un smart city, eu cred că am și văzut la televizor atâtea, era, s-au pomenit doar de piste de bicicletă. Sunt toate sporturile,
pot fi, cum să spun, să aibă prioritate, pentru că dacă un om face mișcare, nu mai ajungem să mai vorbim despre spitale de astea. Sunt interconectate cu toate domeniile, acest domeniu al sportului. O idee la baza sportivă, de exemplu, să avem acces cu o aplicație sau cu o învățare, să vedem cât intră, cât fac sport, să vedem ce se dorește, ar fi doar una dintre idei. Nu mai spun de pistele de alergare sau de jogging. Avem, probabil, în viitor, mai mult ca sigur, vor fi și aici mai multe investiții. Ajungem tot la infrastructură, tot la fonduri, tot. Orice am face, tot acolo ajungem. Da, pe partea de digitalizare, dacă îmi permite să completez, cred că ar fi cazul, eu am insistat și la CSN să facă o, lângă pagina de Facebook sau celelalte rețele de socializare, pagina de internet, trebuie promovate toate activitățile sportive din municipiu. Cred că efectul va fi un efect de contaminare în sens pozitiv, pentru că sunt foarte mulți care nu știu că sunt atâtea echipe de fotbal, de handbal, de ce vreți dumneavoastră, pe la CSM, să face și șah, să fac tot felul de sporturi, iar în momentul în care chestiunea asta este mult mai vizibilă și mult mai prezentă în viața noastră, pentru că toți stăm pe telefon, mai deschidem un Facebook, mai un Instagram și vezi acolo, uite mă, se mișcă. Mișcă. Deci, cred că și chestiunea asta, care tot digitalizare înseamnă într-un fel sau în altul, va avea un efect pozitiv în societate și va impulsiona și pe ceilalți copii care probabil sunt, stau acolo, zic, băi, să mă duc la club, să nu mă duc, dar uite, l-am văzut pe prietenul meu de la școală sau colegul meu de la clasa cealaltă, mă duc și eu cu el acolo, ce face? Eu nu facem basket, unul face handball, unul... Da. Deci ar trebui trecută în strategia asta o chestiune care să facă promovare, efectiv să facă promovare, pentru că, vă spun sincer, de foarte multe ori și banii pe care îi dăm de la Consiliul Local către CSM, care câți mulți, câți puțin, dar îi dăm. Mm-hmm. Și am ajuns astăzi poate undeva la 1.600.000-1.800.000, nu știu cum vom termina anul, pe an, pentru activitățile de acolo. De foarte multe ori se pune întrebarea din partea cetățenilor, dar ce fac ăia cu 2 milioane de lei? Ce fac? Îi mănâncă acolo? Ce fac? Nu. Îi mănâncă. Fac activități. Da. Noi am avut o surpriză plăcută. Am realizat anul trecut pentru Consiliul Județean Vaslui strategia de educație fizică și sport a județului. Și am constatat, exact cum spuneați, pe sporturi care, de care lumea nu prea știe, spre exemplu, am constatat că Vasluiul, ca și județ, un club sportiv, participă la niște campionate de kickboxing unde mai și câștigă, sunt campioni europeni. Corect, dar asta înseamnă o platformă care se conțină toată activitatea, pentru că activitatea sportivă se face la CSM, se fac pe ONG-uri, da, care fac, au echipe de fotbal sau ce mai sunt, se fac, de exemplu, pe școli de dans, le-aș trece tot la activitate sportivă, într-un fel sau un altul, și avem și noi la Pașcani clubul copiilor, deci dacă am avea un fel de platformă din asta în care activitățile sunt prezentate, iar activitățile lor sau calendarul lor de concursuri sau de prezentări publice ar fi integrat cu calendarul care vine de la primărie, de zilele orașului, manifestări, cross-ul toamnei, ce mai avem noi, cu manifestările culturale, da? Cu tot felul de lucruri care se întâmplă în oraș, pe cronologie, eu știu, din ianuarie până în decembrie, se poți intra undeva și să, acolo să te uiți, vezi ce se întâmplă în orașul meu. Păi în weekendul ăsta se întâmplă asta, în weekendul viitor se întâmplă aia la altă. Avem un concurs acolo, avem o competiție acolo, avem o expoziție dincolo. Cam asta trebuie să fie făcut, să integreze tot, în așa fel încât să îi spunem pașcanilor că avem și noi puls la Pașcani. Eu sunt convins că și în Pașcan sunt o grămadă de părinți care nu știu sau nu sunt informați unde pot să-și dea copiii să facă balet sau să facă dans sau să facă șac sau... Nu neapărat, ok, poate fotbal, handbal, să zicem că da, dar tot ce înseamnă sport mai degrijat. Chiar și la Clubul Copilor, acel program. Eu am ajuns la Clubul Copilor din întâmplare, am dus un copil acolo, că am zis, uite, aici ar trebui să-ți ceri informații. Și am văzut și o dita mai
paleta de activități. Zic, oh, fac și o poză, trimis și eu pe WhatsApp. Adică a fost singura mea posibilitate de a face o reclamă pozitivă la Clubul Copilor. Trebuie mai invizibilă treaba asta. E păcat dacă tot se fac, se schimbă. Aici putem și noi, că e web-ul nostru, se pune ca o chestie sportivă și de acolo să-i direcționăm pe către CSM, către Clubul Copilor, către zonele astea cu dansă, care sunt și ONG-uri. Și atunci sunt informații care noi le facem ca și o informație generală, în municipiu, web, și după de acolo e fiecare să știe unde se ducă, cum am spus, pe dansul sau pe șac, găsești tot la CSM. Noi să găzduim site-ul sau platforma. Contează foarte mult, mai ales că tânăra generație oricum stă foarte mult. Noi s-o găzduim și noi avem un CSM, și de acolo să promovăm, să facem. Adică avem un zon, cum am spus, zile oraș, avem altă competiție pentru asta, să putem să încărcăm câteva zile înainte chestiile astea. Și ei să vină la rândul lor să informeze. În general, instituțiile publice au planul de activități cam din începutul anului, dacă în bugetul, cam știu ce au făcut. Adică noi știm, se modifică, un plan înseamnă că și nu te atingi de el până decât la... Dar că nici la CSM, nu știu dacă sunt mulți care știu câte grupe de copii, la câți ani poți fi duși la fotbal sau la altceva, încă nu avem o imagine, să-ți fii să trebuie. În două luni, de când îi rog să facă pagina de maxim, nu s-ar fi aici. Bun, vă rog, dacă doriți să adăugați câte ceva... Domnișoara, da. Și da. Nu-i nicio problemă. În legătură cu subiectele discutate anterior, nu știu dacă poate fi încadrată la sport, eu nu cred, sper. Necesitatea înființării unui centru pentru femeile care suferă de abuz în familii, nu numai pe raza municipiului Pașcani, dar și pentru localitățile din jurul Pașcaniului, am observat că este un număr de telefon la care femeile pot apela și, bineînțeles, 112 prin intermediul poliției, dar nu am văzut, și nu numai Pașcani, dar în general în România, aceste numere de telefon să fie vizibile, să fie ușor accesibile pentru femeile din această situație. Din ceea ce m-am interesat și eu puțin, majoritatea femeilor aflate în aceste situații, multe dintre ele nu au acces la internet, poate li se ia telefonul în momentul în care sunt în situații de genul acesta, adică e o situație un pic mai delicată, dar ideea ar fi înființarea unui centru care să le ajute, să le găzduiască pe o perioadă mai lungă de 2 luni, atât cât este prevăzut prin lege pentru centrele care există în momentul actual pe teritoriul țării. Da. Vă răspund. Vă rog. Nu ține de digitalizare, dar vă pot spune că acum suntem cu amenajarea unui apartament cu 3 camere, în zona Vale, lângă Miron Costin, acolo. Și vrem să facem un centru de primire pentru victimele violenței în familie, pentru că de obicei într-o familie este agresorul sau de obicei? Normal, agresorul și victima sau victimile. Corect. Și atunci, în funcție de situație, câteodată se întâmplă că agresorul este scos din casă, rămâne victimile acolo, trebuie să-l găzduiești și pe agresor într-un fel sau în altul, dar dacă îi să facem prioritizare, facem prioritizare să găzduim victimele. Și asta în cazul în care nu pot să rămân în locuință, că se întâmplă de obicei, vă spun, nici nu stau în locuința lor. Și ei se ceartă între ei, la un moment dat proprietarul spune, ieșiți afară și n-ai ce face cu victimele. Și atunci suntem în amenajare să facem acel apartament acolo, cu destinația clară pentru a găzdui astfel de persoane care suferă din violența în familie. Referitor la partea de digitalizare, doar dacă, eu știu, pe platforma primăriei într-un fel sau în altul, putem face un shortcut, un buton rapid, o chestiune din astea, în care să apelez repede și cineva să vină sau poliția locală să se sesizeze, că e mai aproape, dar sunt convins că mai telefonul la 112 e cel mai sfânt și toată lumea reacționează. La nivelul județului, pentru că fine, și pe asta am finalizat strategia deja STC-ului anul trecut, știu că a mai fost pus în discuție de deja STC chestiunea asta și au inclus și ei strategia lor de crearea 2 centre pilot la nivelul județului Iași, dar nu știu să vă zic pe
afară unde au ședat sau dacă s-a și propus să fie amplasate sau unde să fie amplasate, unde care să vizeze protecția victimelor violenței domestice și unul care să vizeze reeducarea agresorilor, exact ce spuneam în prima mai devreme, reeducarea agresorilor situațiile astea de violență domestică. Am înțeles, este o idee extrem de bună. Dar ține de zonă de asistență socială. Da, corect. M-am interesat puțin pe acest subiect. Cum spuneam, există un singur centru pe raza județului Iași, unde sunt primite astfel de victime. Apartamentul din Vale cu 3 camere mi se pare o idee foarte, foarte bună, dar în același timp cred că aceste victime au nevoie și de o consiliere și de un sprijin un pic mai amplu, da, e un pic mai delicată toată situația. De acord cu dumneavoastră. Primăria are legate, din păcate, aici, adică raza de autonomia pe care o are pe zona asta este mult limitată. Aici există deja SPC-ul, există... În mare parte primăria, să știți că la partea socială, dar, repet, nu are legătură cu subiectul ședinței, că suntem pe digitalizare, primăria nu face decât anchete sociale, colectează date, le transmite mai departe, centralizează, pune la dispoziție. Dar în centru, mă scuzați, dar în centru sunt subordinea primăriei, nu se putem face? Ba da, se pot face. Deci sunt multe servicii sociale care ar trebui să le acoperim la Bașcani și recunoaștem că suntem la nivelul jos de tot cu aceste servicii. Dacă vreți, o să vă invităm la o dezbatere. Eu, miercuri, chiar sunt la Iași, la ora 13, Consiliul Județean face o întâlnire cu posibilitățile de finanțare pe parte de social, centri de toate tipurile care dorimează, pentru femei, pentru vârstnici, pentru fără adăpost, pentru centri de zi, pentru... Uitați, apropo de acest aspect, mă gândeam ca să... Plecăm puțin de digitalizare, aplicații pentru care se integreze toate formele acestea de ajutor pentru o femeie, de exemplu, care se află în situații de genul ăsta. Ea, să zic, o accesează odată, o mai accesează de 2 ori, se informează, măcar știe care sunt posibilitățile. O aplicație mult mai ușor să o acumați, adică să te uiți pe toate informațiile pe Google, te duci în toate direcțiile și așa. Am înțeles, dar chiar și un QR code. O sinteză, da? O sinteză, da, o platformă, da? E bună idee, părerea. Da. Și în felul ăsta știi și control. De exemplu, eu mă gândeam la chiar dacă s-ar ființa un centru, vorbesc de o chestie ideală acum, da? Cum am gândit eu acum în moment? Dacă s-ar ființa, de exemplu, un centru de genul ăsta, prin aplicația asta să solicite ajutor, de exemplu, centrul respectiv, și trebuie să menționeze dacă ar vrea implicarea poliției în acest aspect sau nu, pentru că sunt foarte multe femei care nu își doresc neapărat să ajungă la poliție. Se tem foarte mult de chestia asta, pentru că se tem și de... violența bărbatului, pentru că ea se întoarce de cele mai multe ori în familie, să recunoaștem, dar victimele violenței se întorc de obicei înapoi în familie. Și atunci, automat, tot repercusiunile tot asupra ei sunt mai mari. Dacă e să recunoaștem sincer așa, și chiar și într-o ședință de genul ăsta. Și atunci, cumva, dacă s-ar înființa o aplicație de genul ăsta, să solicite ajutor, cumva să vină o mașină specializată să preia cazul respectiv. Da. Nu putem, deci haideți să vă zic ce putem face, ce nu putem face. Putem prelua ideea de la dumneavoastră în sensul că pe pagina de web a primăriei să avem o secțiune specială care să cumuleze toate informațiile cu toate tipurile de sprijin social de care poate să beneficieze cineva. Pentru că și mie la audiență mi se întâmplă, vă spun sincer, că cumva se potrivește, mi se întâmplă că vine lumea și nu știe că ar putea să beneficieze de aia sau de aia sau de aia sau de aia. Bine, eu chem pe cineva de la asistență socială și spun, te rog, analizează un pic cazul și explică-i ce poate să, de ce poate să beneficieze. Și atunci, o primă privire, câți ani aveți, aveți pensie, nu aveți pensie, atunci îi spune, puteți pentru alimente, nu puteți pentru aia, aveți dreptul la ajutare, faceți cer, puteți lua ajutor, nu puteți lua ajutor. Deci o chestie explicativă, așa, sintetică, să zicem, ar fi bună pe pagina noastră de web, dar după aia el preia informațiile de acolo și, în general, se adresează altor instituții. Adică nu facem noi lucrurile, dar noi să explicăm mai bine oamenilor ce au de făcut. Vă rog, dacă vreți.
Vreau să spun că și mie mi se pare foarte importantă digitalizarea. Cred că mai toate domeniile ar putea beneficia de asta, doar că ar fi important de tot o ordine importanță. De exemplu, aș crede că domeniul medical ar avea mai mare nevoie de aceste servicii decât domeniul sportului sau altele. O problemă în a implementa o platformă în domeniul medical, mi s-a părut, din ce am înțeles, trebuie implementată la nivel național. S-a început de acolo, că și una locală s-ar putea să nu funcționeze destul de bine, iar acela intervine problema timpului și a deciziilor care trebuie să luate la nivel mai mare. Dar, ca și o alternativă, dacă s-ar putea face, de exemplu, multe companii din Iași ar foarte încântate să ofere soluții, dar nu știu exact problema. De exemplu, dacă s-ar putea documenta cum funcționează sistemul la modul actual, medical sau în alte domenii, expus aceasta, iar apoi celelalte companii se ocupe de făcut studii de caz și mai departe. Cei care vând produse specifice știu foarte bine că în structura unui spital și ce ar trebui să fie. În general am văzut și eu că s-au perfecționat, mai ales firmele de IT au personalizat softuri în așa fel încât să acopere nevoile de unui spital. Dar, repet, digitalizarea la spital, așa cum spuneți dumneavoastră, cred că e foarte importantă, dar din ce am constatat, trebuie să o facă individual spitalul, pentru că este în subordinea noastră, dar toată activitatea este cumva integrată cu Ministerul Sănătății, cu Casa de Asigurări de Sănătate. Da. Și medicii de familie. Și medicii de familie, da, exact. E un sistem mare. Ideea de dosar electronic este implementată la nivel național sau este în curs de implementare? Sau nu este... Se vrea. Să și toate dosarele uite, și persoanele cu handicap s-ar putea face electronic. Da, e mare ajutor. Adică trimite responsabil, de exemplu, doctorul specialist, trimite direct în contul beneficiar, cum să zice, respectivul document și nu mai se duce să tragă Xerox, scanează, trimite. Așa, așa este. Deci, reduce foarte mult documentația electrică. Adică deja când vine pacientul în fața ta la comisie, deja știi despre ce vorba. Vă spun că au pierdut documentele medicale sau că au rămas la medicul de familie sau au rămas în alt spital la un alt medic și vin fără absolut nimic. Și nu prea ai foarte multe informații. Să vă dau un exemplu mai practic pe care l-am trăit eu. Eu am pierdut mamei hotărârea de divorț și o considerat că e căsătorită. Deci, ca un exemplu. Mai este ceva de adăugat? Mai vrea cineva să mai adauge, dacă nu, vă rog. În scurt, vin cu propunere în această strategie să se aibă în vedere și serviciile de urgență. Mă refer la inspectoratul de stat în urgență. Se pot întâmpla catastrofe, accidente, aceste incendii, dar să nu rămână ca o insulă, ci să fie interconectat în timp real la Poliția Națională și Poliția Locală. Dau un exemplu, un banal, în ghilimele, incendiu. Ei se duc, au primit apelul, nu au înștiințat încă Poliția Națională, Poliția Locală, pe principiu cel mai apropiat de echipaj, să asigure primele măsuri de îndrumare a circulației. Asta nu este la 112? Nu, aici apelul, când se primește 112, se trece lucrurile și direcționează instituția care este competentă. Deci primarul fiul trebuie să se trece. Da, dar... Tot cu 112. Da, 112. Automat știe dacă este de ISU, este de... Da, îți vrea totuși ca un sprijin, ca un... Automat ne direcționează și la orice, dar întâi prioritar dă ISU-ul, poliția vine din spate. Pentru că noi... Eventual dumneavoastră să primiți și dumneavoastră comunicarea, dar STS-ul trimite la... Situațiile... Inclusiv la poliția locală? Nu, anuale. Poliția locală nu este, nu are treabă cu... Nu, dar eu sunt președintele Comitetului Local de Situații de Urgență și aflu și eu după o oră și ceva. Dacă pot să ajut. Deci, dacă nu. Asta vrea să vă spunem, comandant, nu? Situația cu refugiații. Intram în contact cu acești refugiați. Căutam, ne căutam unii pe alții, în prima fază. Unde se încadrează? Aș vedea ca și o componentă pe
Nu, dar să știți că am deschis un subiect acum, mulțumesc tuturor care m-au dus la subiectul ăsta. Suntem pe situații de urgență, deficitar. Ar trebui să creăm o cameră specială la nivelul municipiului. Ea, teoretic, există astăzi în acte, da? Deci, nu e că nu avem. Avem, sigur că este. Toate planșurile care trebuie să le avem și toate scenariile puse la punct, așa este, le avem. Dar dacă am reușit să facem și o parte de digitalizare pentru acest centru de comandă al Comitetului Local de Situații de Urgență, tot ce înseamnă dotare de acolo, adică, Doamne ferește, se întâmplă inundații. Așa, trebuie să, eu știu, te întâlnești din timpul utile, stații de comunicare, cu toată... Noi folosim telefoane acum așa, sună, nu, comandă, ce faci? Trimiteți acolo doi oameni, trimite un bot, trimite aia, hai să facem. Deci, ne descurcăm cumva. Dar dacă ați văzut un model în altă parte și se poate face, puteți trece pe zi, pe strategie acolo să facem o... Adică, noi astăzi avem partea, ca să zic așa, clasică, adică comandamentul, ne întâlnim, avem planșele, avem locurile, știm unii să-i mutăm, unii să-i cazăm, da? Și avem dotarea minimă pe care trebuie să o avem, 50 de lopeți, 50 de cizme și tot ce ne trebuie nou acolo ca să intervenim. Dar dacă am avea un centru, cred că am văzut la Moinești, când am fost la instructajul eu pentru situații de urgență, povestea că toată lumea dădea exemplu la Moinești sau la Onești, am făcut undeva în primărie un centru de comandă de asta cu comunicări foarte faine, cu, eu știu, ridici o dronă, te duci și vezi în timp real, toată lumea vede în timp real ce se întâmplă acolo, unde e apa, unde nu e apa, unde e... Prima zi de Paște, de exemplu, am avut inundații pe zona Vlăgești. Da? Ca să mă înțelegeți. Și m-am dus acolo, că a fost apel la 112, am ajuns eu la Vlăgești, trebuia să ajung undeva pe malul Siretului. Cum m-am descurcat? Am sunat pe un cetățean de acolo, a venit cu un tractor, m-am urcat un tractor cu el acolo, tuc, 4-4 și am ajuns după un sfert de oră ca să vedem de unde se dă drumul la apă. Na, poate e mai rapid să ai o dronă, o trimiți, vezi cu camere, toată lumea observă ce este vorba, da, ok, ne ducem acolo, sunăm repede. Dacă putea să scrie ceva pe partea asta. Despre mediu aș vrea să mai zic eu, dar vă rog să ridicați mâna. Da. Vreau și eu doar două aspecte de semnale, dacă se poate integra sau, mă rog, interoga mai bine cu baza de date de la Serviciul Taxe și Impozite Locale, ca colegii sau compartimentele serviciului din cadrul primăriei să nu mai solicite acele certificate de atestare fiscală. Dar noi fiscală. POCA 13? Nu toate compartimentele o să aibă acces. Doar cele care solicită... Putem lua de la taxele locale informațiile? Și de asemenea știu că este... Patrimoniul este culoar, da? Și de asemenea știu că se poate integra sau este de dat o parte din colegi pot să acceseze și baza de date ANAP-ului ca să nu trimitem agenți economici. Nu avem asta, nu? Vă rog. Da? La urmă se pune problema ce putem lua noi ca primărie de la toate instituțiile statului. Da. Era legea cu doar cu buletinul fără dosar, nu am nimic dosar. Asta e interconectarea între instituții, da. Când e posibil. Și la fel tot pe dar nu știu dacă este posibil, știu că în afară de persoane fizice autorizate, pe la platforma ETERA de la ANCP, în afară de persoane fizice autorizate și persoane juridice cadastriști, știu că s-a mai dat voie și la avocați care fac parte din barul. Nu știu cât se poate, dacă se poate interoga sau să avem acces tot la anumit compartiment, mă gândesc la fond funciar sau la... Am rezolvat-o la fond funciar, de o săptămână. Ce se poate face, se poate scoate extrase de carte funciară. Dacă exact, ca să... Cadastral, da, am spus eu mai devreme, deci și orice cetățean, dacă își face cont pe platformă, poate să scoate. Noi am făcut cont săptămâna trecută, cadastru pentru Novac și Zăgan, le-am dat drepturi ca să acceseze baza de date, nu? Știi, George? Nu? Oricum intră cu browserul, deci nu îți trebuie ceva. Intră acolo, se loghează, știi cine s-a logat, da? Reprezentanțe de la primărie și iau informațiile fără să mai trimiți, să faci, să mergi. Deci urmează și urbanismul, dacă dorește.
Da, avem drepturi. Noi avem ce avem din municipiu, adică tot ce înseamnă alte din municipiu. Oricum facem solicitare la ei. Problema e că ai identificat ca și poliția locală. Și eu nu, doar să vezi despre ce este vorba. Păi asta zic, ca să poți să vizualizezi. E o, ca o pagină pentru, e nu-i ca și oficial, să zic, da. Am nevoie de act oficial. El ca vizualizat, să vadă ce e proprietarul, să vadă cât de cât e zona. Dar asta deține tot ce înseamnă între instituții, să fie acele protocoale semnate, ca să poată să dea promovație, dar ca o chestie de vizualizare nu se intervii, că n-ai putut să intervii. Doar cu drept de vizualizare, da? Da. Vă rog. Promit că e ultima... Dar nu e... Da. Ascultați un pic, mai e o ședință de brainstorming aici. Nu avem limite. În ghilimele de ideile domnului primar și-a mers cu dânsul la Suceava, vorbea acolo și mi-am adus aminte, dacă e posibil tot aici, la securitate, transport, crearea unei aplicații în care poliția locală, poliția națională să poată să aibă, evident, era vorba de aceste locuri de gestionare a locurilor de parcare. Aceste locuri de parcare, parcările publice cu plată și parcările rezidențiale, să poată verifica în timp rapid, real, pe o platformă mică, pe o aplicație mică, nu este. Se poate verifica în timp real dacă proprietarul mașinii respective și-a achitat locul de parcare sau în parcare rezidențială, într-adevăr este achitat. Deci, asta ar fi să poliția nu are abilitatea. Poliția națională sau locală? Poliția locală. Păi, pe regulamentul de parcări, poliția locală va constata contravenții. Vă dau un exemplu. Iașa e sună în jurul, intră într-o parcare publică ocupată și nu se achită taxa de parcare. Constatarea o face locul. Pe aplicații, ele trebuie să fie interconectate și să poată vedea rapid că acel 61 județ. Noi avem pe POCA 13, avem parcările rezidențiale. Iar în parcările rezidențiale, mă refer. În regimentul contractelor, ceea ce ziceți dumneavoastră este o altă discuție. Este pe parcările publice, nu poți să verifici dacă ești achitat în timp real. Și pe rezidențiale, constatarea se face decât poliția locală. Deci ar trebui să aibă acces la serviciul de finanțe locale, la serviciul de finanțe locale, unde ar vedea, ca un exemplu, Avașiva e cu mașina lui și a achitat taxa. În patrulare, poliția poate vedea în parcare rezidențială două mașini, să aibă în timp real posibilitatea de a vedea că acele mașini și-au achitat taxa și cine sunt proprietarii. Deci la asta mă refer. Deci, ce spuneți da, este un proiect de digitalizare, el este în egală măsură sau ține în egală măsură de componenta de PMUD, plan de mobilitate urbană durabilă, pe ceea ce înseamnă politica de reglementare a parcărilor. Au fost și proiecte care s-au făcut în perioada trecută 2014-2020 și vor fi din nou fondul în perioada aceasta, proiectele de mobilitate urbană, în care se poate face inclusiv reglementarea regimului parcărilor cu politica aprobată de Consiliul Local, cu taxă, cu aplicație care să... cu marcarea locurilor, cu aplicație unde să dai SMS ca să plătești și sigur că acel SMS să poată fi verificat de către organul care aplică, adică să poată să aplice inclusiv contravenții și mai departe. La pe POCA 13? Noi ce avem aici este o condiție necesară. Nu este suficientă. Care ulterior putem adapta funcție de contravenții. Deci, în concluzie, la parcările rezidențiale și la parcările publice în zone aglomerate, avem ceva astăzi pe POCA 13, da? Rezidențiale. Doar pe rezidențiale, nimic pe public. Iar poliția locală, fiind că este instituția, compartimentul care aplică sancțiuni, face constatările și aplică sancțiuni dacă este cazul, trebuie să aibă acces la aceste baze de date, că se cheamă rezidențiale, că se cheamă publice și în felul ăsta... O parte din dosarul cetățeanului, de fapt. Vom avea o fișă a parcării, ca să zicem așa, sau aia rezidențială, iar pentru parcare publică, tot așa, va fi un fel de... Ei, dar sunt și tipul parcare publică cu rezidențială. Până la ora de...
Da, da, este fața locală, la fel rezidențială. Da, este rezidențială cu amendamentul că până la orele 16, iar zice public. Ea soare fi seara până dimineața la ora 8 rezidențială, după aia... Da, deci ia banii și dintr-o parte și din altă. Dacă vreți o sugestie pe partea asta, București este implementat sistemul acesta, au și aplicații, de exemplu, fiecare sector are aplicații. Și acolo plătești din aplicație sau plătești prin SMS și așa mai departe și inclusiv se face diferența. Mai departe. Adică mai ok de asta chiar. Și Târgu Neamțoare. Deci nu ne-am gândit la treaba asta noi. Și Târgu Neamțoare. Am înțeles. Deci în centru, de la 8 la 16 ieși cu ora, de la 16 se liberezi pentru că vine cel care are domiciliul în proximitate. La tribunalul locurilor de parcare pe rezidențial o faceți electronic sau... O facem, este sublimă, dar e cel care este aveam o procedură care se chinuie să ia ființă. Dar vom avea bolote seculare care au durat doar 2 ani și mai zis. O să facem. Dar aș mai completa și eu ceva pe parte din mediu. Îmi place mult chestiunea asta cu mediul. O să trebuiască să facem niște stații de monitorizare pe calitatea aerului, pe apă, dacă se poate, nu știu cum, pe apă. N-am. Dar n-avem nimic astăzi la Pașcani care să ne spună ce aer respira. Chiar dacă într-un fel sau în altul, nu știu, în general autoritățile publice locale fug de chestiunea asta, pentru că dacă apuci să pui un senzor la Pașcani pe praf, apoi de mâine te apuci de măturat, adică n-a... E un pic mai complicat, dar chiar dacă nu e în avantajul meu ca primar așa și îmi dă de muncă, eu vreau ca să avem, să știm efectiv care este calitatea aerului la Pașcani, pentru că toți respirăm aerul ăsta și noi și părinții și copiii noștri. Deci dacă este o chestiune care trebuie să o integrăm după aia cu sisteme naționale sau să avem noi un fel de, să zicem, stații de monitorizare care le centralizăm și le facem public, da? Care este calitatea aerului la Pașcani. Rămâne de văzut pe parte de apă. Nu știu, dacă este un fel de monitorizare, se face un operator regional care trebuie să aibă laborator acreditat și e obligat să facă de apă. Ape de consum și ape celelalte ape. Adică trebuie să avem un pic grijă și... Și reziduale, da. Și reziduale, pânza freatică. E o problemă, să știți. Adică toți... Pe deșeuri mai e o discuție și aici există soluții, senzori și așa mai departe, dar aici și presupun că cum se face la asta? Se face parte din ADI, nu e... Facem parte din ADI, complicat la noi, deocamdată... Avem două proiecte pe PNRR. Da, avem două proiecte pe PNRR, unul cu un centru de aport voluntar și unul cu niște stații, niște insule din astea ecologice, 50 de bucăți. Dar vom vedea. E destul de complicat cu ele, trebuie făcute, absolut, trebuie făcut. Nu știu cât de digitale vor fi ele. Iar chestiunea cu implementarea sistemului plătești diferențiat pe categorie de deșeu, dar și în proporția cu care arunci de deșeu, e nu știu cum. Nu, aici e o discuție care nu... E o discuție mai amplă acolo, toate obligațiile astea au venit incluse în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, care condiția europeană a pus după aia condiție favorizantă pentru România ca să poată să acceseze fondurile de mediu, ca toate planurile județene, toate cele 42 să-și asume niște ținte de peste 50% reciclare și inclusiv astea care nu sunt. Adică puneți totuși pe strategie, da, să avem un sistem din asta, să zicem, de cusaci personalizați pe categorie de deșeu, un sistem electronic de scanare a sacilor, identificare a celui care aruncă deșeul în sacul specific și integrare cu taxa de salubritate. În sensul că îi dai, de exemplu, pentru carton, îi dai omului 30 de saci pe an, da? Știi cât e prețul unui sac de carton la reciclare finală, cu toate
etapele de colectare, de depozitare, de sortare. Și dacă, să zicem, un sac de carton costă 3 lei și tu ai dat 30 de saci, asta înseamnă că el a consumat 90 de lei, salubritate, atât a consumat el, da? Iar dacă a plătit 150 de lei la taxa de salubritate, automat, după aia, softul se facă compensat. Adică rămâne cu bani mai mulți dați la o altoate. Bine, dacă adunci sticla și menajer, putare, s-ar putea să ieși cu 150 de lei sau mai mult sau mai puțin. Și în felul ăsta scăpăm de chestiunea asta cu declarația, cu am știut, n-am știut, eu fac noi, eu nu fac noi. Din punctul meu de vedere, nu se poate implementa chestiunea asta decât în momentul în care reușești să controlezi cu camere de la vedere perimetrul municipiului sau, să zicem, zona limitrofă, pentru că să fie foarte mulți care să aruncem cu noi. Și nu numai asta, populația trebuie și informată. Eu am observat, sunt foarte mulți oameni, habar n-au, văd pubele de diferite culori, dar nu se știe exact, ok, ce trebuie să fac, ce trebuie să reciclez, ce nu trebuie să reciclez și asta mi se pare, apropo de toată digitalizarea despre care am discutat până acum, asta mi se pare de fapt o problemă foarte importantă. Modul în care noi suntem capabili să informăm populația de la cel mai, de la omul care, nu știu, are acces la internet, telefon, televiziune și așa, până la cel care nu are acces la niciuna dintre aceste facilități, cum îl informăm ca astfel încât omul să știe care sunt regulile pentru a fi un bun cetățean, să spunem. Într-un smart city, dacă tot suntem la subiectul respectiv. Da. Doar mergem noi la casă, altfel nu vă facem. Adică, doar niște campanii de informare. Doar tu, doar. Doar tu, doar tu, zici la el acasă, le înveți, sunt persoane în vârstă care nu prea socializează, nu au contact cu internetul, nu este altă variantă decât, eu știu, iar informarea asta se poate face de salariază la primărie sau împreună cu școlile, sau împreună cu ONG-uri pe care sunt specific ăsta. Bun. Vă rog, dacă mai sunt chestiuni de smart, pe partea de transport, punem tot ce trebuie, nu? De la cap la coadă. Deci vor veni mașinile astea, autobuzele cu GPS pe ele, cu trasee, da? Panouri de afișaj, panouri de afișaj. Le vedem și pe Google, da? După aia, adică puneți tot ce este. Aveți automatele oricum, că cunoaștem oarecum proiectul, că ne-am ocupat de el, aveți automatele de emitere a cardurilor care sunt băgate tot în stațiile de încărcare, în principiu sunt. Ok, și centralizarea asta în sensul că toate sistemele de transport din municipiul nostru avem feroviarul, adică avem trenurile, da? După aia avem cursele astea interjudețene, intrajudețene, avem transportul local. Nu știu să există o platformă unde să... Google-ul îi integrează dacă tu îi pui un da. Google-ul tot. Da, Google-ul îi integrează. Dacă spui cum ajung aici la, nu știu, la Bacău, el îți vine și îți arată pe jos cu bicicleta, cu mașina sau cu mijlocul de transport. Și dacă pui cu mijlocul de transport, în principiu le integrează. Acum e drept că prin România nu prea am experimentat foarte mult să văd și dacă se respectă orarele respective. Prin afară am văzut că se cam respectă, dar... Da, ok, dar măcar noi, teoretic, cei pe transportul local, să facem treaba asta. Și ce mai putea să facem este să evidențiem bine, să zicem, locațiile unde sunt, eu știu, autogara, cofia privată sau sunt private, adică chiar dacă accesezi Google-ul după aia, măcar să știi exact unde este și cum poți să ajungi acolo. Ce ar mai fi? În stații să facem genoflexiuni, să ne dea bilete. Și le dăm și sportul de transport. Corect. Sunt la, nu știu, la Cluj. Trans, la Cluj? La Cluj. 30 genoflexiuni, un bilet. Să fii de la Dan în Deal, de exemplu. În Oscar. Pe partea de digitalizare GIS. Da. Treceți pe strategia acolo să, tot așa, să avem, nu știu cât o să reușim să facem pe PNRL-ul nostru, că e doar PUB-ul, e GIS-ul complet. Doar pentru PUB-ul. Adică aș vrea să avem tot la primăria Pașcani chestiunea asta.
un GIS complet, toate straturile, până sus, actualizat, să zicem, lunar, tot ce înseamnă autorizații de construcție noi, nu neapărat de la studii de fezabilitate până la recepții finale și tot ce este. Avem chestiunea asta digitală, sper că o cunoașteți și, bineînțeles, de acolo, în momentul în care ai gestul complet digital, poți să scoți și certificate de urbanism pe automat, autorizațiile nu. Dar treceți, vă rog, pe strategie, da, chestiunea asta. Soluții de arhivare pentru administrația publică, aplicații, chestiuni de genul? Nu știu, ajutați-mă pe colegi. Oră digitalizare am făcut pe începe 12. Retrodigitalizare, dar din momentul în care s-a terminat retrodigitalizarea, am actualizat baza de date? Retrodigitalizare. Că și la GIS acolo, dacă tu faci un moment zero în care ai scanat orașul, ai fotografia digitală și ai straturile de proprietate, de spații verzi, de gaz, de curent, de apă, de semne de circulație, de reguli de urbanism, nu? Fiecare zonă pe specific cu ei și ai făcut tot și ai moment zero. Și ai totul digital acolo. A doua zi se întâmplă ceva. Nu? Cine actualizează, cum actualizează, în momentul în care, oricând, peste o lună, două, trei, un an de zile, dacă dai un click, informațiile care îți vin, îți vin la momentul din ziua aia. Nu din la momentul acum 2 ani de zile când am terminat digitalizarea. Iar vă spun sincer, nimeni nu reușește să mă facă pe mine să înțeleg cine ar putea să facă update-ul ăsta în permanent pentru oameni pe așa. Poftim? Fel de mentenanță, pentru ce înseamnă. Da, adică tot ce este nou, la lună, știți, mai facem o rețea de gaz pe o stradă, cei de la Delgas Grid le cerem noi prin autorizația de construcție să-mi dea forma digitală. Eu o am, i-am dat autorizația de construcție, el, în momentul în care implementează la mine pe stratul, acolo apare că în curs de implementare, când au finalizat, fac percepția lucrării, mă duc și dau forma finală și iese pe planul ăla încă o stradă în plus cu gaz. Cineva trebuie să-mi facă update-urile astea tot timpul. Și vă spun sincer, am întrebat, în stânga dreapta, n-am întâlnit o firmă, un extern, ca să nu avem un salariat de la primărie de aici, poate nu găsim la salarii care reușim noi să le oferim, că asta e chestiunea cu salariile, și măcar să avem un colaborator care să facă pe contract extern aceste update-uri în permanență la GIS, cel puțin. Varianta ideală, dacă ar exista specialiști, ar fi aceea cu personal intern, pentru că într-un fel reușesc să controlez personalul intern și să te asigur că lucrurile se întâmplă și așa, altfel, cu firma la este... 4.000 de lei salariu, că dau salariații de la noi, plus minus, nu vine niciun mai fix să lucreze la... Mulțumesc domnului George, care n-a plecat. Dar bun, mai asta, că sunt pe anumite chestii pe aici, ai nevoie de toponetism. Am avut noi pe agricolul, cred că are interesul. Treia nu s-o dea, s-a spus, dar nu e nimeni la salariul care se dea. Chestia la care... S-au privat, fac bani de 3 ori mai mult. Da, se întâmplă pentru că sunt puțini. Ce mai fi? E digital. Dacă îmi puteați chestia asta cu un fel de interconectare, pagina de web să oferi informații legate la intervenții stradale, la intervenții la prestatorii de utilități. Corect, bravo. Zonii achisei, zonii pentru, nu știu, să desfășoară un chichis, un festival. E cum să știi, perioada aia, domnule, am o zonă închisă, așa că am închis de strada. Super, foarte bună propunerea. Da, adică ce se întâmplă în Pașcani, se vezi în timp real, într-un fel sau în altul, nu știu, orice amănunt, dar cum vorbeam de partea de activități culturale și așa, să știi, domne, am o intervenție la apă canal pe strada Vasile Alexandrie,
o intervenție în asfalt autorizată de la data de cutare până la data de cutare. Vrea cineva să zică, domnule, când mai terminăm ăla cu gazul acolo sau cu aia, autorizați începând la data de cutare până la data de cutare. Are un număr, are tot ce trebuie și vede acolo. Ca orice solicitare a lor, să vedem, poate să o încarci el direct ca și instituții sau să o încărcăm noi când primim, să zicem, mediul mai există. Nu știu cum e mai ușor. Să o încarci ea, fi mai ca să nu vină, dar nu. Adică când o trimite, să ai un am programat în data de o intervenție urgentă, că alea sunt urgente. Și am trimit e-mail-ul și trebuie să-și intervenți la gras, nu poate să-ți ajungă. Dar ar fi să încarce ei direct la urmă, nu știu, dar și să-i sensibilizați să facă treaba asta. Dacă nu e obligatoriu pentru ei, doar opțional pentru noi, că noi ne dorim chestiunea asta, scăpăm noi, vă spun sincer, de tot felul de întrebări, de genul, dar la cine e la care trebuie să o cine o spune? În regulamentul de intervenții stradale despre care știți că discutăm. Da, dar să avem partiția de digitalizare pe chestiunea asta, să fie cumva la compartimentul de urbanism, să zicem, care emite acordul de intervenții în asfalt, da, pe domeniul public, să fie undeva acolo o partiție în care introduci 10 câmpuri, maxim 10 câmpuri, 5 câmpuri, cine intervine, ce număr are de la noi de înregistrare, de permis, de la ce dată până la ce dată și specificul. Eu apucat, selectez de acolo, că e canal, eu știu, telefonie sau ce mai este. Și atunci ai dat enter, el apare în platformă, cine vrea să vadă ce se lucrează pe strada cutare, intră pe site-ul primăriei și vede, domnule, acolo se lucrează la gaz. Okay. Sau măcar ca și anunț. Asta procedură... vreau să spun. Ca așa că procedura durează. Pune viz, el deja în 2-3 zile ca să ajungă la mine și o să-i fac avizul, când el o termină lucrare. Asta voiam să spun. Pe intervenții de urgență. Pe intervenții de urgență. Pe cele programate, iată. Pe cele programate, da. Eu vorbeam de la programate, da. Adică să fie o chestie și pe asta. Și pe urgență ei vin a doua zi la noi, a treia zi la... Adică ei se ducă sap, pentru că nu o să stai acum să curgă apa la vale, până ce îți dă primăria pe vineri. Și vine luni la muncă pe primăria, nu. Deci el îți sparge sapul. Dar luni vine la noi, marți dăm permisul de intervenții și... Asta pentru toate, eu știu orice intervenție, mai avem aici în gospodărie, pe zona trotuare, pe zona de străzi, să știi, doamne, că ți-a închis 3 zile, trebuie să intervenim, trebuie să fac eu. Zice, doamne, când termine acolo? Când? Și anunțurile astea, există o variantă automată de anunțuri? Automată, nu. Pe site-ul primăriei, ce ori pe site-ul primăriei, cât se uită pe site-ul primăriei, sau anunțul ăla să ajungă cumva... Newsletter. Da, newsletter undeva, să ajungă, să ajungă pe pagina de Facebook a primăriei, cumva... Da, newsletter se poate face, dar cineva tot trebuie să verifice conținutul care pornește și conținutul care, în principiu, cine care pornește. Asta e. Ca să ai un newsletter și o pardon care se încarce aceste anunțuri. Adică trebuie cumva, se poate face, dar în acces controlat, astfel încât să urmărească trasabilitatea. Cei de la APA Vital au pentru intervențiile care le fac ei și primim noi SMS. Stimate abonate, vă informăm că pe în localitatea dumneavoastră, pe strada Cutare, vom avea intervenții luni și marți și nu veți avea apă. Deci ceva, dacă am avea și noi o bază de date cu telefoane și cu alte nebunii din astea, putem să... În principiu, în baza de dată cu telefon ar trebui să o cam aveți, în rezistența populației, dacă... Nu neapărat, în calitate de cetățeni, plătitor de taxe și impozite, vorba lui. Vorba din vorba. Dacă ești, dacă dai acceptul să dai datele la primărie mai mult decât alea necesare, da? Nu știu dacă e obligativitate să dea telefon. Dar dacă vrea să dea telefon și acceptă termenii și condiții și are fel de... Noi discutăm poți să-i trimite un SMS, nu cu publicitate, că nu facem noi publicitate, ci cu informare pe lucrările publice care sunt în zona lui. Am făcut un timp web chestia asta pe anunț. Pentru că măcar cererea să fie încărcată în același timp real cât vin. Asta e ce mai important. Știi că eu crește apa dimineața la ora 7, 8, am intervenit. Dacă. Dar la gaz primești la curând?
bine, pentru că trebuie să-mi propunea să am acces. Dacă le-am făcut pe numele meu, dacă am numărul meu de telefon, cu tip orice intervenție, primați mesaj. Contractele la Ion și la gaz, contracte, dar la apă, la apă, de exemplu, sunt asociații de proprietară primește SMS-ul. Aici și dacă ai acord individual, primești individual. Dacă ai acord individual. Da. Bun, vă rogăm, dacă mai sunt alte întrebări. Cine se ocupă de reparația propriu-zisă a străzilor după ce se sparge o conductă, vin, au reparat-o? Că am văzut foarte la mine, puțin acolo în spate, au fost două reparații, l-au lăsat în paragi, în paragi, am nivelul prin groapă, prin gropi, mergem, ce se ocupă de chestia asta? Nu știu nici unde să reclamăm pe asta. Tot ei ar trebui să refacă la starea inițială. Problema este că noi încă nu reușim să vinim în urma lor, să... Dăm de două, trei, nu știu, mai știu când au început să repare pe acolo, iar au spart-o, iar au văzut. Cine strică la repara asta? Pe ce stradă? Stradă, în spate la strada Moldovei, nu știu cum este strada respectivă. La Rabeti Brăileanu, da. Da, nu știu. E fix în spate la reflex. Asta încercăm și noi să facem acum. Asta de tot perfecționăm de regulamentul ăsta și să le impunem, să dăm și un număr de intervenții și să îi obligăm să se afișeze la locul intervenției o plăcuță, exact cum este la autorizația de construcție, dar mult mai simplificată, care se spună permis de intervenție numărul 10.272, intervenție de la data cutare, cum avea de cutare. Ca să știi ce ai de făcut, adică oricine trece pe acolo zice, da, dumne, ok, două săptămâni de zile, accept că se lucrează, dar după aia să nu refaci și să pleci de aici, să mănânci în pace. Deocamdată, mai revenim. Doamna Padre, eu am terminat. Am vorbit mai mult decât mi-am programat. Dacă mai sunt intervenții, vă rog, dacă nu închideți dumneavoastră sau colegii... Vreau colega de la mediu să spună și la tine ceva, dacă... Ce-a propune de... Se pot achiziționa, în afară sunt panouri din astea digitale, care sunt amplasate în zonele de lucrări, unde se vor efectua lucrări, cu, nu știu, o săptămână înainte sau câteva zile înainte și conțin un afișaj digital pentru cetățenii care tranzitează zona să fie informați. Există vreo posibilitate de achiziție acestor panouri? Deci, de anul ăsta. Acum, de primul trimestru din 2023. Da, s-au și dus pe piață. Nu rămâne nimic la noi. Doar o așa... Da, dar la sub forma asta. Da, nu. Ca să informezi, urmează amputeiași în față, să puteați să mă întrebăm niște ce. Acum, puteai să pui și alte mesaje? Corect. Să pui și alte mesaje. Dar, ca principiu, da, țin cumva de zona de... Da, pentru că în afară ele, am observat, ele sunt utilizate atât pentru trafic, dar și pentru alt fel de afișaj. Bine, ceea ce ține de administrație și instituții publice. Da. Da. Mulțumim. Sunt alte întrebări? Pe mediu, ziceați. Că... Da, colega mea, dar a zis că a zis domnul primar tot. Am înțeles, ok. Vă mulțumim pentru participare. Așteptăm în continuare ideile dumneavoastră pe adresa de mail integrarea@romprimaria.pascani.ro și orice alte propuneri, alte sesizări, nu numai pe strategia de smart city, ci pe strategia de și pe planul de mobilitate urbană, rugăm să ne le scrieți și să ne le spuneți, să ne le aduceți la cunoștință, pentru că noi încercăm să le integrăm în documentele strategice și să le și implementăm pe parcursul 2021-2027. Apropo de mediu, cu privire la transportul electric, e curs de derulare proiectul sau... Da, e un proiect aprobat, urmează să instalăm atât autobuze cât și partea de electric. Și în cât timp? Până în 2026. Asta e limita maximă de timp. Adică până atunci vor fi, nu neapărat că 2026 e limita data. Eu și mai devreme, dacă reușim să facem toate. Dacă reușim și dacă am avea mai mult salariați la primărie, pentru că avem astăzi 35-36 de proiecte și compartimente cu doi oameni care gestionează achizițiile sau investițiile sau, adică
culmea, banii sunt la dispoziție, dar nu cred că doar la Bașcan să nu treaba asta. Capacitatea OAT-urilor, da, unităților administrativ-teritoriale să producă multe documente și multe acte ca să luăm toți banii ăștia care sunt la dispoziție acum. Da? Noi o să ne străduim în echipa în care suntem acum, sperăm să mai vină la concurs cât am mai primit. Două compartimente, când ne-au blocat angajații domnului de la București, și să mergem înainte cât putem de repede cu oamenii care suntem acum. Ne străduim. Mai o să vedem cât o să reușim, cât nu o să reușim. Lumea va judeca după aia. La momentul dar puțin pe circuitul autobuzelor și am văzut că nu cuprinde zona de la Kaufland. Că nu prinde zona respectivă. Sau de așa văzut pe adresa de ori pe site-ul jos la Mișeul Unic. Ori la office, ori la integrare, ori... Faceți o propunere cu număr de înregistrare, spuneți, domnule, fac o propunere de înființare a unei stații de autobuz în proximitatea adresei care considerați dumneavoastră. Putem să, prin hotărâri consiliul local, să modificăm trasee, să optimizăm. Orașul e dinamic, deci e normal ca la un moment dat, după câțiva ani de zile, să propun să mai faci o stație de autobuz, are mai la stânga, mai la dreapta, pentru că lucrurile nu sunt la fel ca cu 30 de ani. Ok? Cu plăcere. Mulțumim pentru participare, o zi bună tuturor.